Dă Liam atâta de bine, dar nu se vede. E beton. E beton. I-am pus coica, dar și scoica, atenție, nu i-am pus-o exact așa cum ar trebui, pentru că suntem în grabă. Din păcate, avem programare acum la 6 și 7, 5, 5. Dar ajungem, în vreo 6 minute suntem acolo. Oricum, a stadion să îmi dau seama cum se lungeau cataramele alea de care trebuia prins băiatul, ferească Sfântul, pe ultima sută de metri. Cea mai mare prostie. Uite ce fac. Glumesc. Nu-mi place. Mie nu-mi place Tesla. Eu cred că v-am mai zis, nu-mi plac mașinile full electrice de regulă. Bine, acum sunt mașini full electrice, cum e Audi-ul ăla, e-tron. Pff, ăla gândești că ești Megatron, el, din Transformers. Ăla-mi place. Aia vreau să zic, ce e Megatron? Din Transformers, ăla rău. Da. Morbius Megatron. Tu dacă ai fi din Transformers, știi cine ai fi? Bumblebee. 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 Da, fraților, mergem la control la inimior. Să vadă inima asta de elev, să o studieze. Pentru că toți doctorii care au asistat la naștere și la controle și așa au zis: domnul Livian, vă rugăm din toată inima să ne aduceți periodic băiatul la control. Așa trup n-am mai văzut, așa inimă dezvoltată, așa steag înălțător, așa... Nu mai vreau să intru în alte detalii, n-am mai văzut. Ce, mami? Nu s-o mirată la strudelul lui? Până ăsta direct de la naștere m-a depășit. Și după aceea mergem cu fetița. Ai un gol în stomac, o răscolesc amintirile, fraților. Aici a fost operată de cezariană, aici a născut Alexandra. Deci atât ai de cuvinte copilul și acum adorme. Somn de voi, fraților. Somn de voi. Acum la control la inimă. O spus doamna doctor că e extraordinar de bine. Are câteva canale care... Nimic. Nimic. Are câteva... Eu l-am antrenat cu o ștrântită de când eram mic. Are câteva canale care încă e perfect normal să nu se închidă din cauza presiunii, că el o sta sub apă. Și acum respiră aer, nu? Așa au zis. Ce? Păi nu așa au zis. O sta sub apă, dar de ce la zero? Trebuie să mergem să ne ajungi. Nu-mi plac înregistrările. Că o sta sub apă și după aia o trecut la aer. Și încă... Încă 3 luni de zile trebuie să-i se obișnuiască fluctuația să rămână. Dar ce zice, ce-o trecut timpul să rămână? E karatist. Vă las că trebuie să ne înregistrăm. Gata, ziua de ieri, fraților. Am fost la control, am stat ceva acolo. Am venit acasă și n-am mai filmat nimica. Am venit de la sală acum, îmi beau proteina. Rezolv ceva pe calculator. Și vreau să vă arăt în compania cui muncesc eu aici la calculator. Mereu când vine aici, el vine, pac, 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 miaună, să-i trag perdeaua și el se urcă și stă la soare. Vedeți și animalele. Tânjesc să meargă să stea la soare. Da, deci cei care au fost prezenți pe live ați văzut, Liam e foarte agitat, i-am dat biberon, Suzeta, văd că acum stă liniștit, nu știu, poate, nu poate să adormă, nu știu ce are. Nu știu ce are. De-ar fi un pic mai mare, vă dați seama. După meniul ăsta, cam cum ar adormi, nici cum stau. Tranșee. Tranșee. Am văzut că mi-ați lăsat acolo în comentarii. Sunteți câțiva care vă prezentați nemulțumirea față de situația pe care o creez, și anume că nu-l arăt pe Liam. Mi-ați scris că, bă, Lovo, dar lumea de afară îl vede, noi nu-l vedem. Păi de ce? Dacă lumea de afară îl vede, noi susținătorii și urmăritorii tăi nu-l putem vedea. Mă, dacă ați fi să îl vedeți numai voi, eu n-aș avea nici cea mai mică problemă. Vi l-aș arăta. Nu să vă uitați mai mult de 10 secunde constant. Pentru că nici membrii din familie, nici prieteni, nici nimica. Nu că nu-i las. Nu-mi place mie să văd pe cineva că stă și să uită așa în ea la copil.
Că eu sunt nebun, mă gândesc că, bă, prin gândurile alea de ochiuri, gânduri, eu știu ce gândești, eu știu ce așa, poate ai anumite supărări interne, poate ți-ai dorit băiat și ți-o dat Dumnezeu numai fete și te gândești, eu, uite-te ce de-aș fi avut și eu băiat, uite că ăsta are. Sau știu eu, deci v-aș fi lăsat. Da? În mediul online, din păcate, lumea e multă, oamenii sunt puțini. La fel cum vedeți comentarii răutăcioase bazate pe zero, pe nimic, vorbe care mai de care, blasfemii, blesteme, și așa, nu mi frică mie de ele că eu sunt țigan, eu sunt rom. Nu mi se leagă. Copilul la fel, ea e purisancă. Ce purisancă? Purisancă din Constanța. Da. Deci nu se leagă, dar nu-mi place mie, nu-mi place. Am persoane cărora le-am făcut bine, ele vor să-mi facă rău persoanele respective. Uite. Exorcizarea. 2. Aia, s-o pus pe ăla și face ca și în filmul ăla cu... În filmul ăla cu The Ring. Îl vezi? Da. Dai să pună câca tata. Așa. Te foame, mama? Mai am și nu mai vrei, bine. Mai am și prieteni care zic, bă, Lobo, dar tu n-ai pus poză pe Facebook cu copilul, n-ai așa, de ce, că eu pun, ăla pune, ăla pune, pe... tu ai sute de mii de oameni sau sute de oameni sau mii de oameni care te urmăresc sau care au râcă pe tine din nimic? N-ați văzut. Postez că mă duc la restaurant și eu... Din sălăriuțul meu, ia așa, Nia, îmi pun deoparte, mai ciupeală stânga-dreapta. Mă duc și eu la restaurant. Intră tot frustratul și lasă tot felul de... Bă, uite că tu bei apă de aia, că tu așa, că tu numai figuri. Dacă postez că mănânc... Na, ce-i tata? Ce să-l dea tata? Că mănânc o pâine cu dulceață și cu unt. Intră lumea, bă, gata, ai sărăcit, ai ăsta, nu mai ai figuri, na, fălci. Nu mai faci figuri, gata, am o mânș pâine cu tine, eu nu pot să fiu om normal. Gata, l-am pus pe burtă, soldățește l-am pus. Deci eu nu pot să fiu nici om normal, un om care mai mănâncă și el, e așa, ne-a un biscuit, eu ăsta, că lumea mă face... sărac și știu eu cum, nu pot să fiu un om care să mai răsfață, că lumea mă face figurant, nu pot să fiu lumea din mediul online, atenție, pentru că lumea care se întâlnește cu mine față în față, că mă duc la restaurant, mami mă salută toți chelnerii de la restaurante. Altcumva, îi salut eu primul pătăț. Când mă duc undeva la vreun eveniment, mă duc și dau mâna cu toată sala, cu toți de la masă și toți dau mâna cu mine. Să uită tăți cu drag pe mine. Mai are rost. Tătii să uită cu drag pe mine. Cred că pe mine nu se uită cu drag. Eu zic să rup. Să-i sărut răspunsurile. Dar nu e problemă că eu mă uit cu drag la toate. Deci, ca să înțelegeți. Lumea e nebună. Și lumea apreciază că eu dacă aș fi curios, numai pe mine, eu am intrat în mediul ăsta online. În mediul online, în mass media, în ce înseamnă mediul online, influencer și așa. Și am văzut cu ce se mănâncă, dragilor. Am văzut ce e acolo. Și ca să vă zic ce e acolo, pe scurt, se calcă pe cadavre, să trag unul pe altul jos în pământ, să ridice, să mai prind o gură de oxigen. Că ei știu că spăval și valul se izbește. Ce e val trece ca un val. Să prindă gura aia de oxigen. Nu contează că l-o tras pe ăla. Nu contează. Să prindă. Nu contează că și-o pus ăla speranță în el de prietenie. Nu contează că ăla eu zis fratele, a alintat fratele meu, frățiorul meu, da. Nu contează că o sta pe banii lui. Nu, aia. O prind șansa, dă-i. Ciudă, râcă unul pe altul, trăiesc cu femeile lor, trăiesc cu invidie în sufletul lor pe ălalt.
De ce eu ieși combinația la ăla? De ce are vizualizări ăla? De ce așa? Și băi, ei-s pretin. Ei la televizor sunt mari pretin și pe internet. Și n-are rost. N-are rost și n-are rost. Pentru că nu mă interesează să mă mai implic nici măcar cu gândul în asemenea cercuri dubioase de oameni. N-ați văzut? Nu știu dacă 5% din oamenii ăștia, să nu facem agarisme. Mie nu-mi trebuie. Din mass media, eu n-am văzut să aibă, bă, nu doi, un prieten constant. Bă, să zic că ăsta e prietenul meu din copilărie și uită-te, după 20 de ani, tă prietenul meu e. Eu n-am văzut. Eu pe tății văd cu cârdășii între ei, cum apare câte unul din Alexandria, care a prins un pic vizualizări la public, cum, buf, buf, 2-3 pe lângă el, ciao. Clipuri, fratele meu, prietenul meu, te duc, eu te aranjez, te îmbrac, te fac, te, buf, buf. Cum se duce în cap, nu-l mai vezi. Cum apare iară un pic după 2-3 luni, iar îl vezi lângă el. Ba, 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 ba. E, fraților, apreciați ce-i de apreciat. Încă îi mai văd pe mulți în comentarii. Ioi, caracter, finețe, da, bravo. Băi, eu am ajuns să-i cunosc pe mare parte dintre ei. Mare parte dintre ei eu am ajuns să-i cunosc. Și credeți-mă, ferească Sfântul ce acolo. Ce-i, tată? Crampe? Crampe? Ferească Sfântul ce acolo. Nu vreau să mă apuc, că aș putea să mă apuc. Dar nu mă interesează. Eu îmi văd de drumul meu, de familia mea. Și nu... Nu mai și vorba aia din spaniolă. Nu, tată. Are crâmpițe. Nu mai și vorba aia, da, vă zic pe românește, încet și sigur. Pași mici, dar siguri. Sufletul și viața mea. Da, vă las. Vă las că mi-e foame și a început și finala. Dacă vreți să vă dau un pronostic, eu zic că merge Roma. Ridică cupa. Mourinho-i Mourinho. Deși nu Mourinho joacă pe teren, dar îmi pun baza în creierul lui. Sevilla cu Roma. Finala Europa League. Tu cine zici că bate? Gol Roma. Nică nu Roma odată. Lobo, ți-am zis. Și-am zis, Lobo, șterge-mi aplicația. Vă las că e agitat. Vă pup seară frumos!